De unde credeau că se trag Cantacuzinii, Mușatinii, Corvineștii și alte familii de viță veche? Iată o întrebare care l-a împins pe istoricul Filip Lucian Iorga să cerceteze rădăcinile boierimii de la noi. Neagu Giovara se regăsește în carte ca personaj în calitate de descendent al familiei grădiștenilor. Până acum, fanteziile genealogice erau tratate de istoricii de la noi prin prisma pitorescului anecdotic. O cercetare serioasă face însă Filip Lucian Iorga, care a studiat atent poveștile marilor familii de boieri. A rezultat cartea Strămoși pe alese, în care pune la oaltă genealogiile cu imaginarul. Poetul Grandea, spre exemplu, din secolul al XIX-lea, se visează nepot al lordului Byron. Matei Caragiale se visează urmaș al unei vechi familii aristocratice maghiare. Octav George Leca se gândește la strămoșii lui romani. În familia mamei mele, în boierii grădișteni, a fost un fel de nebun de văr al bunicului meu, care a inventat niște genealogii fantastice pentru originea lor. Coborau dintr-un general roman, în loc de grădișteanu, coborau din cratidianu. N-avem de a face cu niște genealogii adevărate, ci cu niște genealogii imaginare, ceea ce nu înseamnă că nu sunt adevărate, fiindcă imaginarul este multe ori mai adevărat decât realitatea propriu-zisă. E realitatea din mintea oamenilor. Cartea Strămoși pe alese aduce poveștile unor nume istorice, multe fabuloase, și ne arată că de multe ori înaintașii nu sunt neapărat cei din acte și documente, ci și cei pe care ni-i alegem, ni-i inventăm.